Bună ziua! Bine v-am regăsit! Sunt Ancuța Bondar și suntem din nou împreună. Astăzi, la Educație Socială, vă prezint proiectul educațional Implică-te în comunitate, prin intermediul căruia veți învăța cum să vă implicați în comunitatea voastră. Pentru astăzi vă propun un joc, Zidul Tăcerii. Vă împărțiți în patru grupe, apoi vă așezați în semicer cu fața către un flipchart așezat pe perete. Completați următoarea propoziție cu cât mai multe răspunsuri. În opinia mea, cea mai urgentă problemă a comunității ar fi Fiecare dintre voi se gândește și notează pe acest zid o problemă identificată în comunitatea voastră. Spre exemplu, copiii din imagine au următoarele probleme în comunitatea lor. Drumuri neasfaltate, câini vagabonzi, violență, gunoi, șomaj, accidente pe trecerea de pietoni, copaci căzuți pe mașină în timpul furtunilor, modernizarea școlii sau lipsa unui after school. Așa ar trebui să arate și zidul vostru. Spor la lucru. Prezentați toate problemele comunității de pe zidul vostru. Votați la nivelul echipei problema cea mai urgentă din comunitate. Apoi, veți găsi soluții, implicați-vă și acționați. În timp de trei săptămâni veți realiza un proiect educațional implicat în comunitate. Rețeta unui proiect cuprinde următoarele ingrediente. Alegeți tema. Aceasta este etapa în care se identifică nevoile, problemele comunității. Veți elabora fișa de proiect. În această etapă se proiectează resursele, partenerii, activitățile proiectului. Derularea proiectului este etapa de realizare a activităților propuse, respectând, bineînțeles, fișa de proiect și evaluarea proiectului, etapa care se realizează atât pe parcursul cât și la finalul proiectului. Etapele vișei de proiect sunt amestecate, însă pentru că voi ați realizat până acum multe proiecte, stabiliți corespunzător etapele proiectului vostru. După ce veți stabili toate detaliile proiectului, treceți la realizarea activităților propuse. Spor la lucru! Haideți să vedem cum trebuie să se deruleze proiectul. Să considerăm că ați votat ca cea mai urgentă problemă din comunitatea voastră să fie cea accidentelor rutiere pe trecerea de pieton. Pentru soluționarea acestei probleme, fiecare grupă trebuie să găsească soluții eficiente. Realizați și un sondaj de opinie pe această temă în rândul elevilor, a cadrelor didactice, a comunității locale sau la nivelul clasei. Centralizați soluțiile descoperite. Prezentați soluțiile care considerați că sunt realizabile. În urma sondajului de opinie s-au găsit următoarele soluții realizabile privind evitarea accidentelor rutiere pe trecerea de pietoni. Spre exemplu, să se amenajeze un sens giratoriu, să se instaleze un semafor sau să se construiască un pasaj sau o pasarela. Această problemă a comunității poate fi realizată prin intermediul unui proiect atât la nivelul unei grupe, cât și la nivelul unei clase. Avem soluțiile, știm ce ne dorim, cui ne adresăm. Ne adresăm instituțiilor statului care pot pune în practică soluțiile găsite. Fă-ți auzită vocea și implică-te! Însoțiți de profesorul de educație socială, veți merge la directorul școlii pentru a-i prezenta proiectul. La Consiliul școlar al elevilor, pentru a veni și ei cu alte soluții. Apoi mergeți în audiență la primarul localității pentru a vă face cunoscută problema identificată de voi, dar și soluțiile propuse. Mergeți la poliția locală, instituția de la care puteți primi un răspuns cu privire la implementarea uneia dintre soluțiile propuse de voi pentru a se evita accidentele rutiere. V-ați descurcat minunat. Am ajuns la finalul proiectului. Cum vă simțiți? Ce v-a plăcut cel mai mult la acest proiect? Cu ce probleme v-ați confruntat în timpul derulării proiectului? Care a fost reacția autorităților când ați prezentat proiectul vostru? În cât timp se soluționează problema prezentată de voi? Vă dau un sfat nu vă opriți doar la această problemă de astăzi. Implică-te în comunitate și găsiți soluții pentru cât mai multe probleme. Pe curând!